Bun găsit, dragi călători! De ce vă spun călători? Ei bine, pentru că suntem cu toții pasionați de călătorii și experiențe minunate pe care le putem trăi în viață și, în mod evident, cred că cele mai frumoase amintiri pe care le adunăm în viața noastră sunt cele legate de experiențele pe care le trăim departe de casă. Și unde mai potrivit să adunăm amintiri minunate, dacă nu în Egipt? Țara faraonilor, țara misterelor, țara deșertului Sahara, iată, sunt atât de multe locuri absolut fantastice pe care le puteți vizita acolo, de la absolut spectaculosul templu de la Luxor și piramidele de la Giza și, desigur, Egiptul este o destinație preferată a românilor și a pasionaților de sporturi nautice, pentru că acolo poți să faci de toate, de la snorkeling până la scufundări. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre Hurghada și anume Perla de la Marea Roșie, o stațiune foarte frumoasă și foarte căutată, cu un climat deosebit care permite turismul aproape pe tot parcursul anului. Această stațiune s-a dezvoltat foarte, foarte mult în ultimele două decenii, ceea ce înseamnă că puteți să alegeți între o paletă largă de hoteluri în care vă veți simți cu siguranță absolut fantastic. Ospitalitatea egiptenilor, să știți că este remarcabilă. Am avut plăcerea să vizitez Hurghada acum ceva timp și vă pot confirma faptul că ei sunt foarte atenți la detalii și își doresc foarte, foarte mult ca oaspeții care le calcă pragul să se simtă absolut excepțional în Egipt, în sejurul pe care îl fac. Hurghada este cea mai căutată destinație de la Marea Roșie. În stațiune sunt mai mult de 200 de hoteluri, zone comerciale și o viață de noapte vibrantă. Stațiunea este căutată de turiști pentru windsurf, navigație, dar îndeosebi pentru snorkeling și scufundări, așa cum de altfel v-am și spus la început. Departe de țărm se găsesc cele mai frumoase grădini subacvatice. Hurghada a cunoscut o dezvoltare uimitoare în ultimii 20 de ani și poate oferi turiștilor zile perfecte de relaxare în resorturi de 5 stele cu grădini luxuriante, piscine fabuloase, peisaje paradisiace și o mare roșie de culoarea turcoazului și a smaraldului. V-am pregătit împreună cu prietenii de la Destine Holidays, brokerul tău de vacanță, o serie de oferte foarte interesante pentru câteva dintre hotelurile din Hurghada. Hotel pe care îl avem pregătit este Xanadu Makadi Bay. Este un hotel de 5 stele care funcționează sub conceptul all-inclusive, iar prețul de pornire pentru oferta flash sales este de 830 de euro de persoană. Ca atare trebuie să vă grăbiți ca să prindeți această ofertă absolut minunată. Zborurile sunt săptămânale din București și Cluj-Napoca până în Hurghada. Vreau să vă spun că aeroportul din Hurghada este în proximitatea acestui hotel și vă arăt imediat cum vă puteți simți acolo la Xanadu, pentru că avem câteva imagini foarte, foarte interesante. Datorită arhitecturii sale speciale, Xanadu Makadi Bay își duce oaspeții într-o călătorie excepțională. Cu un amfiteatru, centru de divertisment, o zonă de congrese și conferințe, un club pentru copii și numeroase activități de divertisment, Xanadu Makadi Bay promite o vacanță de neuitat. Xanadu Makadi Bay se află la 30 de minute de aeroportul Hurghada. Al doilea hotel foarte frumos, unde luxul și confortul se îmbină într-o armonie absolut perfectă și creează povești memorabile, este Cleopatra Resort, tot din Makadi Bay. Este un hotel resort de 5 stele, unde vă veți simți efectiv ca niște faraoni. Vă arăt imediat despre ce este vorba, dar mai întâi trebuie să știți că prețul de pornire pentru un sejur este de 850 de euro de persoană, iar zborurile sunt săptămânale din București și Cluj-Napoca.
Cleopatra Luxury Resort Makati Bay este un complex spațios și confortabil. Acest echilibru delicat între lux și confort face ca resortul să fie potrivit pentru un sejur cu familia și oferă refugiul perfect pentru cupluri și chiar pentru călătorii solo. Cleopatra Luxury Resort Makati Bay oferă ceva pentru toată lumea. Tratamente spa de întinerire, aventuri palpitante, experiențe culturale bogate și vederi uluitoare la plajă. Al treilea resort foarte interesant din Hurghada, un resort de lux, de 5 stele, este Premier Le Rêve. Trebuie să vă spun că ceea ce este deosebit față de celelalte două pe care le-ați văzut deja este faptul că este un resort care funcționează cu conceptul Adults Only. Ca atare, dacă aveți nevoie de liniște, de relaxare și de pace absolută în sejurul vostru, cu siguranță aceasta este cea mai bună variantă pe care o puteți alege. Trebuie să vă spun că oferta pentru acest hotel pornește de la 970 de euro de persoană, la fel cu zboruri săptămânale din București și Cluj-Napoca. Vă arăt imediat mai multe imagini de la acest resort și vă spun și câteva detalii despre el. Situat în Salhashish, pe coasta Mării Roșii, o zonă făcută faimoasă la nivel internațional prin combinația dintre cerul său senin, Marea Azurie și frumusețea deșertică a munților săi, Premier Le Rêve Hotel & Spa adaugă și mai multă frumusețe acestei opere de artă prin locația sa minunat amenajată și prin structurile sale elegante. Petreceți-vă vacanța în lux în timp ce vă bucurați de vremea minunată pe tot parcursul anului. Acest hotel de top este un rai pentru cuplurile ce vor să petreacă o vacanță de vis. Are propria plajă privată, un centru spa de lux și un grup de piscine cu vedere la mare. În plus, este destinat exclusiv adulților, ceea ce înseamnă multă liniște și pace. Ei bine, dragi călători, îmi iau la revedere de la voi, dar nu înainte de a vă spune că trebuie neapărat să vă transformați viața într-o poveste cât mai frumoasă și fiecare zi, măcar o oră din ea, să fie ca o vacanță. Dar mai multe puteți să aflați pe www.destine-holidays.ro, pe site-ul prietenilor noștri, brokerul tău de vacanță, pentru că acolo veți găsi o mulțime de oferte foarte interesante și, desigur, numărul afișat pe ecran vă stă la dispoziție pentru ofertele pe care vi le-am pregătit și pe care vi le-am arătat și sunt absolut convinsă că veți avea parte de o vacanță absolut spectaculoasă.